Suntem în legătură directă cu cel care l-a prins pe acest criminal în serie, comisar șef Marian Baroian, investigator la IPJ Maramureș. Bună seara! Bună seara! În momentul în care ați aflat că cel pe care l-ați băgat în închisoare l-a prins acum 25 de ani, sau mai bine 25 de ani, iată-l acum criminalul în serie cu cele mai multe victime. Te întreb dacă Râmaru era în viață, îl punea în libertate și pe Râmaru? Ce ați simțit în momentul în care ați aflat că e în libertate? Știam de vreo lună de zile că urmează să fie eliberat la termen. După 24 de ani, deci nu 25, a fost arestat undeva în august 2000, fix. Și după 24 de ani, nici măcar întregi, că doar în august să plinesc 24 de ani, este în libertate. Foarte uimit am fost, dar trebuie să fac o precizare importantă, zic eu. Nu e vorba de 11 victime, e vorba de 12 victime, pentru că în anul 2001 a mai fost descoperită încă, a fost descoperit încă un schelet undeva unde era restaurantul Festinger, acum este un supermarket cu a unei multinaționale franceze. Domnule comisar șef, în opinia dumneavoastră, dacă ar fi să-l descrieți pe cel mai criminal în serie cu cele mai multe victime pe care l-ați prins, care ar fi descrierea dumneavoastră? Un personaj foarte interesant. Mi-aduc aminte că la percheziție avea o curățenie obsesiv-compulsivă, cum ar zice maestru Tudorel Butoi. Foarte organizat, foarte structurat, își făcea treaba foarte bine. Toate victimele l-au lovite după urechea stângă, de regulă, deci atacul era decisiv, cu intenția să suprime viața, după care ascundea și victimele foarte bine, un tip foarte organizat, din asta a fost și dificilă ancheta. El are, în opinia dumneavoastră, înțelege diferența dintre bine și rău? Evident că înțelege, are o problemă cu privire la cum alege binele și rău. Nu s-a spus, dar mi-aduc aminte din epocă, el cu 2 ani înainte să facă faptele astea, a fost victima unei tentative de omor făcute de către o persoană declasată, ca să nu folosim alte terminologii. Și aia a declanșat un raptus care l-a pus în situația, i-a accentuat și a declanșat ura viscerală față de persoanele de genul ăsta. Aș avea și o întrebare. Ce condamnare a primit el atunci? Pe viață sau 25 de ani? Eu mi-aduc aminte că a fost condamnat pe viață. I s-au probat doar 3 fapte. La celelalte fapte, la multe dintre ele, cele care erau doar schelet, nu li s-a putut proba că moartea a fost violentă și din cauza concluziilor medico-legale care îl favorizau, nu a fost condamnat pentru toate crimele, dar fiind toate în același perimetru, îi se atribuie lui. Că eu am citit ceva în sensul în care el a fost eliberat acum pentru legea mai favorabilă, că la un moment dat închisoarea pe viață se comuta automat în 25 de ani. E adevărat asta? Pe recursul compensatoriu a beneficiat de această transformarea pedepsei închisorii pe viață în 25 de ani. Și având zile de câștig, el cred că a fost de 3 ori sau de 4 ori a fost în comisie la eliberare condiționată și a fost refuzat de către instanță. Dar acum instanța a constatat că din cei 25 de ani care i s-a comutat pedeapsa. Dar de ce i s-a comutat? Asta e ideea. De ce i s-a comutat din viață în 25 de ani? Prin efectul legii. Recursul compensatoriu prin efectul legii a beneficiat de asta. Păi foarte rău că de legi se ocupă, uite, domnul Cazanciuc. Cum e posibil domnul Cazanciuc așa ceva? Am și o întrebare pentru domnul colonel, cu titlul aproximativ, dacă se poate. Cât a durat ancheta, domnule colonel, și ce efective ați avut în interiorul anchetei? De curiozitate, apropo de discuția de mai devreme, cu sutele de polițiști care caută un evadat de aproape 7 ore. Cât a durat ancheta? Nu au fost așa de mulți polițiști implicați, au fost, nu chiar o mână, dar au fost
destul de puțin. Au Pot venit de la București, atunci a venit colonelul Uțică și cu maiorul pe atunci, Vasile Viorel, care atunci era doar lucrător, după aia a devenit ajuntul poliției române, și ei au coordonat ancheta și cu procurorul de caz. Acum i-am văzut și avocatul din oficiu, a ajuns decanul baronului de avocați. Și cât a durat? Cu aproximație. Ancheta vreo o săptămână, nu a durat mult. A fost foarte... a fost cooperant. Bun, dar cum, cum v-ați dat seama că e un criminal în serie? Pentru că avea aceste... deci el... nu știu cum să mă exprim eu, niște termeni... deci, practic, el întreținea relații sexuale întâi cu boschetarii, cu persoanele fără adăpost, după care le omora? Eu zic mai degrabă invers. Întâi îi ataca decisiv, în timp ce erau victimele erau culcate, adormite. Sunt vreo trei cazuri în care sunt lovite în cap, în timp ce are capul sprijinit, că avea fractură pe bază de craniu, pe baza craniului. Asta înseamnă că capul era rezemat. Și deci el întâi i-a atacat și în timp ce trăgeau să moară, erau moribunzi, atunci comitea actele sexuale. Foarte interesant. Deci avea după a cincea victimă, mi-am dat seama că e vorba de un criminal în serie. Două dintre cazuri au fost la gară. Din cele 12 cazuri, cum v-am spus, care îi se atribuie lui, eu am participat la cercetarea la fața locului la 10 dintre ele, precum și la reconstituire. La reconstituire el a recunoscut inițial două fapte. Dar stați puțin, domnul comisar șef, cum l-ați prins? Adică v-ați dat seama după a cincea crimă, lucrurile fiind similare, îi lovea după urechea stângă cu un obiect foarte contundent, după care când erau muribunzi întreținerea sexuală, bun, era clar că este un pattern, da? Că este un tipar după care el merge. Dar cum v-ați dat seama că el este criminalul, că el este criminalul în serie pe care îl căutați? A fost prins de către echipa operativă undeva la gară, în timp ce acosta o persoană și așa. După aia s-au verificat alibiurile, datele când era el prezent, dar multe dintre victime au fost descoperite în stadiu de schelet, vreo 4-5 dintre ele, două nici acum nu au fost niciodată identificate. Și era foarte, foarte greu de cercetat astfel de faptă, pentru unul dintre cadavre era în mijlocul râului cu pietre băgate în sudos, să-mi aminte că de atunci am rămas cu porecla profesorul, pentru că eu am afirmat că acolo este omor. Un coleg foarte cu multă experiență m-a contrazis vehement, dar în final, după o săptămână, cum ați văzut și în emisiune, luni unul pe malul stâng, miercuri unul pe malul drept, vineri unul pe malul stâng și unul pe malul drept, deja se făceau se făceau scotociri și așa au fost descoperite respectivele schelete. După episodul de vineri în care am spus, băi, avem criminal în serie, în Baia Mare. S-a ținut asta așa, sub pătură, nu s-a foarte mediatizat atunci, de frica consecințelor care se... Dar ce consecință? Adică... care se pot întâmpla. De ce s-a tras pătură? Doar o secundă, domnul general. Adică dumneavoastră spuneți că s-a mușamalizat, să nu se vorbească prea mult? Nu, de ce? Nu s-au făcut publice amploarea cercetărilor care le-a făcut poliția. De ce? S-a lucrat profesionist, dar s-a lucrat discret, nici măcar în presă nu s-a aflat deloc. De ce? Numai când a fost capturat. De ce? Asta a fost politica atunci de comunicare. Pentru că, cum se învață în Academia de Poliție în anul 3 la relații publice, trebuie să dai senzația că vrei să-i ajuți. Ok. E ceva ce mi-e scapă, nu înțeleg. În momentul în care ai un criminal în serie și în momentul în care niște polițiști competenți reușesc să-l prindă, asta este de știut. Chiar și regimul comunist, în momentul în care l-au prins pe Râmaru, chiar și când l-au prins pe Râmaru, mi-aduc aminte că au făcut caz de treaba asta, tocmai să arate că oamenii legii, nu? Sunt cei care instaurează legea. Domnul general, este și un întrebă. Film făcut. E și un film făcut. Da, este un film care arată cu adevărat bine. Arată. După așa. Ce a fost prins, s-a mediatizat, dar în perioada în care se descopereau faptele, fără să avem autor, atunci nu s-a comunicat. Asta vreau. Uitați fotografiile. Cu stimă, domnule colonel.
Dacă am înțeles bine, el a fost condamnat pentru 3 crime, da? Și da, numărul total este 12. Da. De unde? Cum explicăm diferența? Pentru că dacă justiția l-a condamnat, au existat probe pentru 3, cum de spunem și sau pe ce ne bazăm atunci când spunem că respectivul condamnat, eliberat acum, a comis 12 crime? I se atribuie lui, deci la celelalte... Păi ce înseamnă îi se atribuie? Că nu înțeleg, îi se atribuie pe ce bază, că dacă nu au putut să fie probate, pe ce bază se atribuie? Că e foarte importantă chestia asta. Indicite medice. Faptele, sigur. Și atunci, dacă nu se verificând acel... Știu, de asta spune că se atribuie, pentru că analogie, nu modul de săvârșire a faptelor, sigur, probabil în cele 12 cazuri, a fost asemănător. Și alte chestii. Momentele care s-au săvârșit, locul care s-au săvârșit. Deci e o presupunere la fel de bine. Uite, cum spune domnul general, la fel de bine, o secundă, am putea presupune că măcar din alea 9 care rămân, poate unii au fost omorâți de altcineva care a rămas în libertate, dacă nu există probe împotriva. În general, la criminali în serie s-a întâmplat să se creadă că sunt mai multe victime decât ai putut, decât ai putut dovedi. Și la Ted Bundy era în închisoare și el încă mai recunoștea victime. Bun, domnul, doar o secundă, Andreea, că vreau să clarificăm asta și să mergem mai departe și revin la tine. Domnule comisar șef, întrebarea este una foarte simplă. Pentru 3 ați putut să le documentați, să le probați în instanță și 3 crime nu e puțin, le și mărturisește. Celelalte până la 12, ele sunt la Indigo, sunt identice? Sunt relativ similare. Deci în același spațiu, un interval de 3 km pe malul râului, ori pe mijlocul râului, deci în apă au fost găsite 2 cadavre, apoi pe mal, unul pe malul stâng, unul pe malul drept și 2 la gară. La gară i s-a probat unul singur, cel cu câinele. Cealaltă faptă n-a recunoscut-o. Pe toții lovea în același loc? Toți erau bărbați? Toți erau bărbați, toți persoane fără adăpost și resurse. Pe toții lovea în aceeași zona capului? Zona capului și acte sexuale. Pantalonii desfăcuți. Îmi permiteți o întrebare scurtă? Vă rog, domnul general. Bună seara, îmi cer scuze. După părerea voastră, pentru că știți destul de bine acest caz în amănunt, credeți că acum, după ce a ieșit din pușcărie, după 25 de ani, acest individ ar mai fi în stare să facă încă o dată un astfel de caz sau de mai multe ori, să omoare pe cineva? Nu exclud, l-am văzut într-o formă fizică, după cum vedeți și în imagine, într-o formă fizică. Dar am și întrebat, mi s-a părut... Am avut criminal care era în scaun cu rotile. Da. Dar aici, nu știu dacă ne poate lămuri domnul fost comisar șef, dar oricum întrebarea actual, este în acești... Actual, mă scuzați. În acești 24 de ani a făcut cineva vreo consiliere psihiatrică, vreun tratament psihiatric cu omul ăsta, că altfel când iese din pușcărie ne punem doar problema dacă își mai dorește și dacă mai poate fizic să omoare. Că pare că avea o plăcere din asta, deci sigur, ce l-ar opri să o facă în continuare? Ceva greu de reglat. Am înțeles că a aderat la un cult religios, da, și chiar la o familie din respectivul cult s-a dus într-o localitate natală, dacă nu mă înșel. Și deci pare a fi îndreptat. Domnul comisar șef, faptul că deci așa s-a îndreptat, a aderat la un cult este un lucru care poate să fie foarte bun. Faptul că, nu știu, eventual citește Biblia și așa mai departe este foarte bine. Problema este nu legată de modul în care domnia sa a găsit cele sfinte sau nu le-a găsit, ci problema este legată de faptul că avem de-a face cu un criminal în serie, despre care dumneavoastră spuneți că a săvârșit 12 crime și care este pus în libertate. Doar o secundă, că mă întorc la dumneavoastră, că mai am niște întrebări extrem de importante pentru dumneavoastră și sunt sigur că nu doar eu. Domnilor, în momentul de față avem în mod limpede o problemă. Cum poate, prin efectul legii, cineva să scape fiind criminal în serie cu cele mai multe victime din istoria României? În felul acesta, domnul ministru, vă rog. Eu, dacă mi-aduc bine aminte, legea invocată care a fost, să spunem, beneficiar și acest criminal în serie a fost dată ca urmare a unor condamnări la CEDO, tocmai referitor la condițiile din penitenciar. Sigur, el... trebuia să fie pe viață în închisoare pentru
cel puțin pentru 3 crime, chiar dacă celelalte 12 n-au fost dovedite, modul în care au fost săvârșite, arată că acolo sunt niște probleme greu de rezolvat. Eu sunt absolut convins că în timpul detenției ANMP-ul l-a consiliat pe acest om pentru a încerca, când iese de acolo, cel puțin să nu mai comită asemenea fapte. Trebuie văzut acum legea cum e. Dacă acum e prins un criminal care a omorât câțiva oameni, primește pe viață pe de adevăratele sau primește tot 25 este de ani? Este cumul juridic care funcționează la noi. Poate să primească pe, viață. Nu este modelul din Statele Unite în care cumul primești... Da, în care primești și să, trebuie să ai mai multe vieți ca să execuți pedeapsa. În Statele Unite am înțeles. Eu zic în România, dacă e prins acum și judecat și condamnat un criminal în serie, poate primi pedeapsa pe viață de adevăratele, adică să nu mai iasă niciodată din închisoare. Da, domnul ministru, la noi în România există cumulul, adică ți se dă spor de pedeapsă, că asta voiam să spun, să arăt. În 2017, când individul acela evadat, căutat acum pentru omor, a primit 18 ani de închisoare, aveam un tânăr care pentru fraudă informatică, doar că erau mai multe, dar se aplică și la criminalul în serie, a primit un an de închisoare pedeapsa și 24 de ani spor de pedeapsă pe acest cod de procedură pe care l-ați făcut dumneavoastră cu PNL-ul. Deci, cred că l-a făcut Băsescu. Da, dar lăsați că USL-ul l-a lăsat să treacă. L-a lăsat și USL-ul, dar de făcut acum, de asta zic, adică eu nu sunt expert în drept, dar ajungem și la mai mult. Ceea ce am văzut astăzi aici arată foarte clar că legea aceasta a recursului compensatoriu are și scăpări. A fost abrogată de timp. Dacă a fost abrogată, cu atât mai bine, pentru că probabil că dacă ne gândeam toți că se poate întâmpla un caz de genul ăsta, puneam niște excepții. Cei condamnați pe viață nu li se poate face acest lucru. Ne puteam gândi, domnule ministru, de exemplu, să le facem tratament psihiatric în închisoare. Deci, că un om care omoară așa ca acesta, nu sunt psihiatru, dar cred că găsim repede un psihiatru să ne spună că este psihopat. Adică ne putem ocupa nu doar să închidem ca pe câini. Cred că primul lucru pe care ar trebui să-l facem ar fi să încercăm cu testele psihiatrice și în partea cealaltă la onorata instanță care îi pune liberi, cu recurs, fără recurs compensatoriu. Că, de exemplu, știți foarte bine că înalții magistrați, cum ar veni judecătorii, sunt testați psihologic la intrarea în magistratură, după care ei pot face ce doresc. Am văzut aseară cam ce poate face un înalt magistrat. Da? Cam cum poate să tragă pe nas împreună cu cei pe care și cum îi avertizează pe cei pe care ar trebui să-i bage la pușcărie. Prin urmare, cred că primul lucru asta ar trebui să încercăm cumva să reglăm legile. Mă gândesc, domnule ministru. Legea aceea a fost o greșeală categorică. De asemenea, m-ar interesa foarte scurt ce se întâmplă cu acest om eliberat, dacă există o supraveghere operativă pe el, dacă cineva este atent. Nu. E oblig... Domnule general, nu se poate, argumentul vârstei nu stă în picioare. Pasărea cerului, nu argumentul vârstei nu stă în picioare. Dar, domnule ministru Popescu, problema în momentul de față și lucruri pe care, dincolo, că vedeți, imaginile pe care le vedeți în fereastra din dreapta sus, sunt imagini din București, cu echipaje de poliție care încearcă să-l găsească pe evadat. Problema este una, revine problema de siguranță. După pandemie, după toată această perioadă, războaie și așa mai departe, specialiștii vorbesc despre un anumit gen de nevroze, de psihopatii și așa mai departe, care unii poate le aveau latente, poate le-au dezvoltat și așa mai departe. Și vedem dintr-o dată fapte săvârșite cu violență, vedem crime mai multe, vedem o serie întreagă de lucruri. Nu credeți că acest aspect al legii și ordinii și al siguranței, el trebuie cumva ranforsat într-un moment ca ăsta? Ba da, cu certitudine, pentru că momente de genul acesta, de evadări, se pot întâmpla. Problema e că trebuie să fim pregătiți în așa fel încât să existe proceduri foarte clare și reacția să fie, aia ce v-a spus, să fie doamna foarte Tache, rapidă. Folosiți și în cazul ăsta experiența din pandemie, pentru că în pandemie îi prindeați pe cei care evadau din spitalele COVID. Să-și termine ideea, vă rog. Și îi prindeați, îi legați și îi băgați înapoi în spital, deși erau oameni absolut sănătoși. Deci puteți să aveți o experiență totuși. Terminați-vă ideea, vă rog. Să prindeți evadați. Procedurile trebuie să fie foarte clare, reacția trebuie să fie foarte rapidă și în cel mai scurt timp acest lucru trebuie repus în starea inițială. Oamenii trebuie, evadații trebuie prinși și aduși. Ceea ce s-a întâmplat astăzi acolo cu evadarea dintr-o dubă e foarte ciudat.
Adică cum să ieși așa dintr-o dubă? După părerea mea e mai mult decât... Adică dacă asta e adevărul. Ca să nu spunem că de fapt există suspiciunea că a fost scăpat. Nu, dacă îmi permiteți. Ba chiar a fost corect, scăpat. Corect. A fost scăpat, da. Eu cred că în 24... 48 de ore maxim va fi și eu cred prins. Bine, dacă există, e altceva, domnul ministru. Există și aici. Eu nu știu după 89 ca cineva care a vagat să nu fi fost prins în maxim 48 de ore. Da, să fie prins aici... fără să mai facă vreo nenorocire, să mai dea în cap la cineva. Categoric. Bun, ca să închidem cu subiectul, mă rog, închidem așa, că trebuie să mergem mai departe, că sunt alte subiecte extrem de presante și de importante. Criminalul în serie, domnul comisar șef spune 12 crime comise de criminalul în serie cu cele mai multe victime. Haideți să vă arăt niște fotografii. Fotografii de la nuntă. El, acum sigur când ne uităm la el așa cum e îmbrăcat în tricoul așa anchetat acolo în anul 2000 și își mărturisește crimele, acum știm cine este și așa mai departe. Dar el părea un om normal. Uitați-vă la imagini de la nuntă, chiar dacă toate victimele sale erau bărbați, îi lovea în cap, apoi când erau muribunzi, întreținea relații sexuale cu ei. El era un om căsătorit, adică părea că este un om care are familie, care își vede treaba lui. După cum puteți vedea în aceste imagini, are un anturaj, are niște prieteni, are familie. Nu este un singuratic bizar care să fie foarte ușor să îl identifici că de fapt este ceva neregulă cu el, nu, domnule comisar șef? A fost o surpriză colosală pentru anturajul lui. Grigoraș, băiatul ăla cu minte care a ajutat pe toată lumea și ca o chestie amuzantă, dacă, nu știu dacă e chiar momentul, dar să vă spun că a făcut tortul unui criminalist cu vreo o lună de zile înainte să fie prins la nuntă. Cum? Așa. Deci a făcut el tortul unui criminalist? A făcut tortul pentru nunta unui criminalist. Deci era cofetar și apreciat. Aha. Și, deci, wow! Era cofetar apreciat și a făcut un tort pentru nunta unui criminalist. El omorâse deja 12 persoane. Atunci, cred că numai vreo... Ba, cred că avea deja vreo 10 victime atunci. Incredibil. Cum să fie uitat el dar vă rog, în sală, când știa pentru cine face... Domnul comisar, încă o întrebare scurtă. A invocat vreodată beția, alcoolul sau alte substanțe care l-au determinat? A spus că totdeauna a băut ca să-și facă curaj. Și, da, revin la tema generală a emisiunii. Să știți că după 30 de ani de criminalistică, majoritatea... crimelor pe care le-am cercetat eu, au autori în stare de libertate deja. Domnul general Mândrescu, aveți o întrebare? Dincolo de acest caz, pentru că ne întrebăm mereu dacă avem de face cu creșterea a acestui fenomen. Din studiile, comparațiile, analizele pe care le citiți, dacă ne puteți spune, în țara noastră, pentru că vedem, noi vedem din ce în ce mai multe, avem de face cu o creștere a numărului omorurilor, cu o intensificare a fenomenului criminogen sau pur și simplu media vorbește mai mult despre ele? Se vorbește mult despre ele. Criminalitatea, violența mare scade. În Uniunea Europeană, criminalitatea asta, omuciderile, sunt de 10 ori mai puține decât în Statele Unite ale Americii. Dar în România cum stăm? Mă iertați. Și stăm destul de bine. Noi cu prinsul avem o problemă. Cu prinsul lor avem o problemă. Așa, pe parte de... Mulțumesc mult! Bine, mulțumesc foarte mult! Poate vom reveni la dumneavoastră. Este un caz pe care îl urmărim. Sincer, vă așteptați să fie un om schimbat sau vă așteptați ca un criminal în serie să rămână un criminal în serie? Se poate întâmpla orice. Eu sunt învățat să las lucrurile. Deci trebuie să fii prudent în orice împrejurare, în orice situație. Se poate întâmpla orice.